Vă invităm la începutul lunii aprilie la un nou curs la Fundația Calea Victoriei dedicat perioadei 1930-1970. Această perioadă de cele mai multe ori a suscitat interesul cursanților fundației. Vom studia în această perioadă moda, societatea și mentalitățile. Cum au evoluat într-o, spunem, epocă crucială pentru istoria Europei, de la anii 30, așa numiți ani nebuni, anii jazzului, după aceea anii angoaselor care au anunțat al doilea război mondial. Vom ajunge la drama războiului și nu numai la drama războiului, ci și la modul în care societatea europeană se schimbă după această perioadă. Din epoca interbelică vom păstra detalii legate nu numai de modă și societate, dar și de artiștii timpului, de muzica timpului și de diverse opere de artă care într-un fel sau altul au spus ceva despre spiritul epocii. În perioada postbelică vom aborda nu numai modificările, să spunem, ale mentalităților, ci și modul în care trupul se schimbă, moda se schimbă și ne vom ocupa de doi coloși, să spunem, ai modei, revenirea lui Chanel după exil, stilul autoimpus în Elveția. În 1954 revine în Franța și lansează faimosul său taior și o nouă siluetă și mai ales revoluționarea modei de către Saint Laurent, Yves Saint Laurent. Toate aceste detalii, bineînțeles, vor fi însoțite de explicarea contextului politic, economic, cultural, istoric și așa mai departe.